dimineața. Încercați să tratați totul cu mai multe detașare. Berbec, astăzi este un moment bun să te concentrezi pe zona comunicării. Încearcă să aloci mai mult timp familiei și prietenilor. Taur, începe o nouă perioadă în care banii și administrarea bugetului sunt în atenția ta. Informează-te înainte de a lua decizii financiare importante. Gemeni, poți dezvolta idei pe care le ai sau chiar să călătorești cu scopul de a întâlni oameni și locuri interesante. Fă o schimbare de imagine. Rac, astăzi beneficiezi de odihnă și de activități care te relaxează. Acestea îți permit să te reconectezi mai ușor la sursele de îmbogățire spirituală. Leu, socializarea și găsirea unor noi prieteni sunt de așteptat începând de astăzi. Profită de ocazie, fii cât mai activ și caută persoane care te pot susține. Fecioară, demersurile privind cariera ta pot prinde contur de acum înainte. Pune accent pe dialogurile cu persoanele care au un cuvânt important de spus. Balanță, ideile pe care le ai de ceva timp în legătură cu urmarea unor noi domenii de studiu se pot concretiza de acum încolo. De asemenea, poți avea în vedere deplasări în străinătate. Scorpion, se anunță o perioadă favorabilă activităților care îți aduc clarificări privind economiile și investițiile tale. Însă, înainte de orice decizie, verifică de două ori orice informație sau document. Săgetător, vă sfătuim să vă concentrați asupra problemelor importante pe care le aveți de rezolvat astăzi. Relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune, ceea ce vă menține moralul ridicat. Capricorn, dialogul cu cei de la locul de muncă este favorizat începând de astăzi. Nu sunt excluse mici deplasări în interes de serviciu. Se anunță o perioadă bună. Vărsător, profită de ideile noi, încearcă să le aplici în domeniul artistic și să le expui publicului larg. Activitățile care îți promit relaxare vor fi printre prioritățile tale. Pești, ai putea să începi să pui în practică planurile tale de redecorare. Dacă ai în plan să investești într-o casă, alocă timp pentru a face cercetări privind diferite probleme minore. Atât pentru moment, să aveți o dimineață cât mai frumoasă.